monografiile care se află în acest volum. Sunt câteva lucruri care trebuie spuse apăsate în privința scripturii acestei contribuții semnate din nou de Alexandru Ruș. Și anume că traseele biografice pe care le cuprind aceste micromonografii, și aminteam acest lucru de la bun început în intervenția mea, sunt luminate întotdeauna de rapoarte, documente, memorii, note date la securitate. Și aici fac o paranteză, sunt pagini cu totul cutremurătoare, pentru că aceste note informative au o stilistică a lor, care dacă nu ar fi de multe ori irizibilă, ar merita poate un studiu aprofundat. În ce măsură limbajul poate reflecta o lume. Nu doar lumea interioară a unui individ, ci o lume cu toată istoria ei, cu reprezentările ei, cu idiosincraziile ei, cu obsesiile ei. Așadar, recursul la document, la arhivă, este unul dintre centrele de greutate ale acestui volum. Și la acest recurs la arhivă se mai adaugă ceva. Faptul că în paginile Cercului Liberal de la Sibiu găsim de pildă luminate absențele unor documente, nu doar relevanța documentelor identificate, ci și absențele cu relevanța lor. Și mă gândesc de pildă la tesa de doctorat pierdută nu, a lui Victor Iancu. Pe de altă parte, apar documente până acum pierdute sau ignorate. Și am trecător cu totul exemplul unui studiu al lui Victor Iancu. Studiu pe care îl văd emblematic pentru încercarea lui de a găsi precursori și de a lega. Poftiți aici, părinte. De a lega prin mai multe dialoguri culturale Ardealul de Titu Maiorescu. În fine, aș sublinia încă un lucru. Că atâtea câte sunt, și sunt în fiecare dintre monografii, paginile dedicate biografiei cerchiștilor pun în lumină, probabil involuntar, dar cu atât mai meritoriu, diferența dintre loc și spațiu. În ce măsură se poate amprenta un caracter și o creativitate prin raportare la loc și la spațiu? Fac această diferențiere între loc și spațiu pe urmele lui Michel Polo, care evidenția faptul că locul are în mod categoric